con lui, io stiamo in Halle, io si vizia fin di nuovo in Piona, se potem se aducem slava, se aducem glorie Domnului, pentru că El merită toate lucrurile acestea. În dimineața aceasta nu dorim altceva decât să începem cu laude și cu închinare, așa cum spune și Psalmistul Daniel în Psalmul 98, începând cu versetul 4, zice: strigați către Domnul cu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului. Chinuiți, strigați și cântați laude, căci Domnul, cântați Domnului cu harfa, cu harfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului Domnului. Amin. Amin. Acum știu că nu veți chiui că sunteți baptiști, dar cântați, știu că puteți să cântați și să dați slavă Domnului, dar să o faceți din toată inima și să o faceți din toată inima. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Haideți, ridicați în picioare să începeți să cântăm și să dăm slavă Domnului. Cu tremurul
căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Amin. Ajută-ne, Doamne, să te cât venti și să
Facem, Doamne, tot ceea ce ne stă în putință, Doamne, și puternicii de Tine și de Duhul Tău cel Sfânt. Să trăim o viață curată înaintea Ta și înaintea oamenilor. Ajută-ne, Doamne, să fim ceea ce Tu ai vrut să fim. Sarea Pământului și lumina Lumii. Îți mulțumim, Doamne, că toate lucrurile acestea nu prin puterea noastră le facem, ci prin puterea Duhului Tău cel Sfânt pe care L-ai pus în noi. Te rog, Doamne Dumnezeule, să privești milă și cu durare în dimineața aceasta la fiecare suflet care a intrat în casa Ta. Doamne, Tu toate le știi și toate le vezi. Tu ești omniprezent și omniscient, Doamne. Și înaintea Ta este totul gol și descoperit. De aceea, Doamne, Te rugăm să Te uiți, Doamne, în cel mai ascuns loc al inimii noastre și, Doamne, Te rugăm să ne curățești, Doamne, și să ne speli ca să putem să fim într-o stare după voia Ta, ca să putem să primim cuvântul Tău în dimineața aceasta. Dorim, Doamne, să plecăm mai plin de Tine și de puterea Ta, ca să putem să facem față, Doamne, celui rău și uneltirilor Lui. Te rugăm, Doamne, din nou, pentru cei care poate că sunt bolnavi într-o, Te rugăm să Te atingi, Doamne, de fiecare. Lasă balsamul Tău vindecător, Doamne Dumnezeule, și ajută-ne, Doamne, ca să simțim restaurarea și întrucurile noastre. Pentru cei, Doamne, care sunt deznădăjduiți, sunt triști, Doamne, sunt depresionați, Doamne, Te rog frumos să Te atingi și de ei. Ridică-i Tu, Doamne. Fă ca pacea Ta care întrece orice pricepere ca să intre în viețile lor. Doamne, Tu ai zis că ne dai pacea Ta, nu cum ne-o dă lumea. Pacea Ta este, Doamne, specială, Doamne, ești, ne dă liniște. Te rugăm, Doamne, ca să lași Tu pacea Ta peste fiecare dintre noi și în mod special pentru cei care sunt deznădăjduiți, Doamne. Te rog frumos, Doamne, ca să mântuiești sufletul în ziua de astăzi. Doamne, Tu ai spus că cuvântul Tău nu se întoarce fără rău. Doamne, Te rugăm și în dimineața aceasta să faci ca cuvântul Tău să aducă roadă de plină, înmit, însutit, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca să trăim, Doamne, la pâna crucii Tale atâta timp cât ne mai dai pe pământul acesta. Îți mulțumim pentru nădejdea care avem ca să fim cu Tine odată în cerul. Îți mulțumim, Doamne, pentru bucuria care ne-o dai și îți mulțumim că Tu ești Cel care ne conduce pașii în continuare. Dorim ca numele Tău să fie onorat și binecuvântat și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Ce aș putea spune altceva decât slăvit să fie numele Tău? Amin. Îți mulțumim, Doamne, așa de mult cu cuvintele noastre sărace, Doamne, pentru că ești singurul Dumnezeu. Și mai mult ca orice, Doamne, vreau să-Ți mulțumesc așa de mult pentru darul credinței pe care l-ai pus în inimile noastre. Doamne, știm că numele Tău și nu am făcut nimic special ca să Te cunoaștem și să Te primim ca Dumnezeul nostru și pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Este darul Tău, de aceea Îți mulțumim și Te onorăm. Ce binecuvântarea Ta, Doamne, peste adunarea din această dimineață. Te rog, Tată Scump, ca Tu să cobori cu Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare suflet care se află aici. Și în mod special, Doamne, vreau să aduc înaintea Ta familiile noastre, copiii noștri, Doamne, familiile lor, nepoții noștri. Te rog, Tată Scump, acolo unde sunt fiecare, Tu să Te atingi de ei. Cei care sunt pe calea Ta, Doamne, Tu să interesi și să ajut să trăiască vieți curate înaintea Ta. Iar cei care încă nu sunt, Te rog, Tată Scump, ca Tu să-i călăuzești pe calea Ta, Tu să le dai mântuire prin Iisus Hristos. Încredințează mâna Ta pe toți cei care, Doamne, frații noștri și surorile noastre care suferă în momentul de față. Doamne, ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și mulți în care suferă, Te rog ca Tu să le fii mângâierea unde sunt. Pentru copilașii, Doamne, care suferă în aceste momente de frig, de foame, Te rog ca Tu să te îndrepti, Doamne, și Tu să te atingi de ei, să le fii o mângâiere, Doamne, și un confort. Iar pe noi ajută-ne, Doamne, ca să ne deschidem ochii și inima, Doamne, ca să putem să facem ceea ce Tu ne porunci să facem, să ne îngrijim de văduve și de orfani. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, ne încredințăm în inima Ta, Te rugăm să ne călăuzești în continuare și să ne ajuți ca fiecare pas să-L facem pe calea Ta în curăție și în neprihănire. Amin. Amin. Thank you.
servindu-L, slujindu-L pe Mântuitorul, haideți în momentele care ne stau înainte să continuăm închinarea. Sora Sofia va citi o parte de Scriptură, apoi fratele Petrică Iliescu va lăuda pe Domnul cu o cântare. Vom avea momentul de rugăciune de al bisericii și apoi sora Oana Radeș va avea o cântare.